este organizată în parteneriat cu primăria și Consiliul Local Rural. Și iată că de această dată domnul Cuvani face deosebită plăcere să fie în calitate de consilier local. Așa că avem reprezentată și această instituție. Îi spunem bună ziua și domnului subprefect Apostol, vă mai invităm aici aproape de domnul Țipiceanu. O să dau un cuvânt în continuare cuvântul domnului Andrei Pipan, pentru că dumneavoastră va fi cel care va modera activitatea de astăzi. Ne va spune mai multe despre cartea pe care urmează să o lansăm și despre invitații domniei sale. Da, mulțumesc mai întâi foarte mult pentru vizionarea mea director și sper să mai facem o continuare mai trecut. Am mai venit la dumneavoastră și chiar o să mă folosesc de acest prilej rememorativ ca să mai trec în revistă câteva dintre acțiunile frumoase pe care le-am făcut împreună. Și, cum ați spus foarte bine, suntem în situația de a promova cartea. Mă rog, suntem și într-un context în care învățământul se digitalizează, digitalizează foarte multe dintre aspectele procesului didactic. Dar, în același timp, cred că trebuie să ținem cont și de faptul că să citim astăzi, chiar și în format digital, reprezintă în continuare un aspect foarte important al activității didactice, fie că ea se desfășoară în cadrul oficial al școlii, fie că se desfășoară, iată, un cadru, să-i spunem, extra-curricular, dar la fel de oficial până la urmă, în cadrul unei instituții pe care o conduceți cu pricepere și sunt sigur că o veți face și în continuare. Da, e adevărat, sunt cumva și în calitate de consilier oficial, am putea spune că am pus umărul ca această activitate să desfășoare în cadrul bibliotecii municipale și sigur că trebuie să mulțumim primăriei și Consiliului Local care a sprijinit în sensul acesta, cel puțin în formatul ăsta fizic. Pe de altă parte, această activitate este bugetată de Consiliul Local, este efortul exclusiv al Asociației Constantin Hamangiu și al câtorva oameni care sprijină activitatea, în general, Asociației Hamangiu și aici aș enumera pe deputatul Adrian Solomon, pe domnul subprefect pe care îl văd aici, domnul Constantinescu, fost primar al municipiului Vârlad, și alți reprezentanți, să spunem, ai comunității care sunt alături de noi, într-un proiect pe care noi l-am avut încă de la început, la Asociația Hamangiu, de a aduce ceva în plus la o culturală, cum foarte efervescentă, și eu văd alături de noi pe doamna profesoară Volta Gramaticu, care îi mulțumesc că este prezentă, profesoară de istorie, și care, de multă vreme, desfășoară o activitate foarte consistentă în municipiul Vârlad. Suntem din 2017 pe această piață a activităților culturale, a evenimentelor culturale educaționale. Activăm în domeniul acesta al promovării cărții și lansării de carte. Au mai fost aici scriitorul Vasilernu, Costin Rogozanu, Adrian Dohotaru, care și-a lansat un socialiști, în urmă cu câțiva ani, înainte de pandemie și chiar pe timpul pandemiei l-am avut pe Ernu, care a venit cu sălbaticii copii Dingo, i-a îndurat atunci și a fost la Vaslui. Nu am putut să facem îndurat din cauza restricțiilor, dar ne-am ținut de ceea ce consideram a fi un obiectiv foarte important al nostru și anume de a menține interesul față de cultură și față de educație. Am activat și activăm și în domeniul activităților evenimentelor dramatice, piese de teatru, teatru social, teatru documentar, teatru forum, am colaborat cu regizorul David Schwartz, am avut-o pe Maia Morgenstern, chiar cred că în anul în care am debutat în domeniul activităților culturale, cu piesa de teatru Lecția, care vorbește despre antisemitism și am așa o intuiție că s-ar putea să pomeniți la un moment dat despre lucrul acesta, inclusiv în prezentarea cărții. Și astăzi avem, aș spune eu, onoarea și plăcerea să avem în mijlocul nostru doi autori, de fapt, pentru că ambii sunt scriitori, dar unul este prezent în calitate de autor al acestei cărți, pe care vă propunem astăzi, și celălalt în calitate de prezentator, de personalitate care a făcut recenzia acestei cărți și care cred că ați organizat, inclusiv în Suceava, nu și în altă cărți,
lansarea acestei cărți, foarte interesante, de la romantism la național comunist, încercări despre modernitate, modernitatea României. Da? Este o epocă complexă, o epocă plină de controverse și de problematici care probabil că necesită o decriptare foarte serioasă. E o carte de sinteză, o carte la care autorul, profesorul Gelu Sabol lucrează de foarte multe vreme și cred că este o carte care în mod sigur va aduce, să spunem, o noutate în această analiză a noastră despre ceea ce a fost de la din secolul XIX până acum, o perspectivă care cred eu că o să limpezească foarte multe aspecte și poate că o să producă și destul de multe reacții, poate că au fost aceste reacții, nu neapărat de respingere, dar de rezervate în legătură cu anumite analize sau judecăți de valoare. Și cred că tocmai asta este misiunea intelectualului, până la urmă, și a scriitorului, și anume aceea de a pune anumite accente care să producă dezbatere. Și o dezbatere vie, nu doar una formală. Și cred că este timpul, după 30 de ani de post-comunism, să producem asemenea dezbatere reale și să înlocuim vechea paradigmă de interpretare a istoriei care s-a format și s-a dezvoltat în anii 90 cu versiuni alternative. Și pentru a face o prezentare, să spunem, cât mai consistentă, îl rog pe domnul Artur Suciu, scriitor, profesor de teoria comunicării și unul dintre cei care au realizat recenzia acestei cărți, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru acceptarea acestei invitații. Mulțumesc și eu pentru invitație. Pare foarte, arată foarte frumos aici în bibliotecă. E un loc ideal pentru a vorbi despre cărți. Despre cartea lui Gelu Sabol am aflat prima dată când eram împreună la Odere și mi-a spus poate o carte. La un moment dat mi-a arătat și coperta, dar abia când ne-am văzut în următoarea dată la Bereș, mi-a spus că a pe cărămidă din geantă, mi-a dat seama că m-am uitat așa în spate și mi-am dat seama că a scris ceva. Ulterior am aflat că, de fapt, cartea era și mai groasă. Dar a fost, am mai tăiat puțin din într-adevăr, este o carte mare, dar e o carte mare și la propriu și la figura. Lucrarea mea este una dintre cele mai importante lucrări de filozofie politică, de istoria ideilor românești, care a fost realizată în ultima perioadă, probabil că e și singură în genul ei din spațiul românesc. Un lucru pe care l-am observat imediat încercând să parcurg cartea și vreau să vă spun că am parcurs-o destul de repede, adică, deși e o carte groasă, e o carte care te prinde și nu mai lași din mână o dată ce te-ai apucat să o citești. Și are legătură cu ceea ce vreau să spun acum. Un lucru pe care l-am observat de la început a fost referirea la figuri ale culturii române, începând cu Eminescu, Rădulescu Mortu, Mihail Manoilescu, Emil Cioran și alți gânditori români, într-un fel de rețea, de literatură. După 1989, în spațiul românesc a existat o discuție dezolată și dezolantă referitoare la filozofia românească, dacă avem filozofie românească sau nu. Mai mulți din istorie, între care și H.R. Patafieri, au susținut teza că există filozofi români, unii buvaloroși, dar a căror operă
a fost produsă mai ales în contact cu filozofia europeană, iar între filozofii români nu există în realitate o mare legătură, fiecare a jucat pe cont propriu. Cunoașteți, chiar dacă nu aveți o formație filozofică, sigur ați auzit de Lucian Blaga sau Hai Ionescu sau Abilescu Motru. Cartea însă contrazice această teză. Și o contrazice într-un mod foarte, foarte argumentat. Ea demonstrează nu numai că între filozofii români există o mare legătură, între ideile lor există o mare legătură, nu numai că nu au jucat singuri, ci că au jucat într-o dialectică pe care am putea să o numim dialectica ideilor din spațiul românesc, încă de la început și până la sfârșitul comunismului, momentul în care se închide cartea într-un mod foarte interesant și poate vom discuta și despre asta. Deci, Gelu Sabău prezintă ideile românești într-o succesiune, într-o dezvoltare a lor, pornind de la începutul modernității, de la gânditorii pașoptiști, trecând prin romantici, apoi oprindu-se foarte mult, probabil cea mai mare parte a cărții referitoare la perioada interbelică, la gânditorii din perioada interbelică și, în sfârșit, încheiind cu perioada comunistă. Cartea, în mod evident, și Andrei a subliniat acest lucru, le scoate cu totul de pe rutele cunoscute, cele școlare, cele pe care le-am învățat la școală, pe unde să mergem, oferind interpretări inedite, uneori șocante pentru cei obișnuiți cu anumite interpretări, obișnuiți cu retorica postcomunistă referitoare la perioada interbelică. Vă reamintesc că, după căderea comunismului, interbelicul a devenit un fel de epocă de aur a României. Citind cartea lui Gelu Sabău, veți putea constata că această epocă de aur n-a fost chiar atât de aur, și în al doilea rând, că există o profundă legătură între epoca interbelică și epoca postbelică, mai exact, epoca comunistă. O altă epocă de aur. O altă epocă de aur, da, o altă epocă de aur. Deci, cartea lui Gelu Sabău pune sub semnul întrebării foarte multe dintre aceste rute, oferind rute alternative și istorii alternative, exact așa cum spunea Andrei. Despre ce e vorba concret, nu o să fac referire la tot ce a încercat să spună Gelu Sabău în carte, ar fi mult prea mult, voi încerca să insist doar asupra câtorva dintre idei. Una dintre ideile principale, pe care eu am subliniat-o și la lansarea de la Suceava, iar Gelu a fost puțin în dezacord de mine, a fost aceea că lucrarea prezintă istoria unui eșec. De ce spun istoria unui eșec? Pentru că modernitatea românească începe cu un proiect liberal, proiectul pașoptist. Ulterior apar diverse direcții critice în raport cu acest proiect pașoptist, care era primul proiect de integrare europeană a României. Aceste proiecte critice iau o direcție conservatoare, cum este de pildă cazul lui Eminescu sau al lui Titu Maiorescu, în general al junimiștilor, sau poate să ia o direcție
socialistă, o direcție de stări, este cazul lui domnul Ceanu Gherea. În cultura română există chiar o polemică între Marescu și Gherea, referitoare la proiectul României. Spuneam că, în paralel cu acest proiect european, apare un proiect național sau un paralel, pentru că și proiectul Pașoptist este un proiect național, dar apar noi direcții de interpretare critice, se dezvoltă o gândire profundă asupra României, asupra ideii de România, asupra ce înseamnă să fie român, ce este românismul. Unul dintre filozofi face referire la românism. Ideea asta de România se dezvoltă în diverse variante, unele ajungând până la variante ideologice extremiste, iar Gelu Sabău le descrie dezvoltarea lor dialectică, arată că aceste dezvoltări nu sunt întâmplătoare și au o mare legătură unele cu altele, depășesc anumite etape până când ajung să, la forma lor, să zic așa, cea mai pură în perioada intermedică. Aceasta este, după părerea mea, o idee. Critica pe care mi-a adus-o Gelu Sabău a fost că, de fapt, nu este un eșec, nu este descrierea unui eșec, ci este descrierea unei situații istorice și a unei evoluții istorice și e greu de spus dacă lucrurile puteau să evolueze altfel decât au evoluat. Eu am numit eșec în raport cu un proiect care inițial era liberal. O altă idee despre care aș vrea să vorbesc aici este continuitatea dintre interbelic și postbelic pe care Gelu Sabău o prezintă sub forma istoriei, sau făcând apel la istoria ideilor. Doi dintre gânditorii cei mai importanți, Mihail Manoilescu, care a dezvoltat o teorie corporatistă, și Emil Cioran, în Schimbarea la fața României, Emil Cioran din opera sa românească, care a lansat, să spun așa, un proiect supernaționalist despre, în epoca interbelică. Gelu Sabău aduce argumente în sprijinul tezei că ideile din operele naționaliștilor români din perioada interbelică, dar în special Cioran și Manoilescu, dar și alții, au fost preluate în perioada național-comunistă de către Ceaușescu și propaganda Ceaușescu. În timpul național-comunismului ceaușist întâlnim o hibridizare, o fuziune între ideile comunismului, și mă voi întoarce la acest aspect, și ideile naționaliste, chiar gardiste, din perioada interbelică. Într-un fel, Cioran din Schimbarea la fața României a ajuns să fie un fel de profet al lui Ceaușescu. Profet, între ghilimele, evident, cred că în carte povestești că lui Cioran i s-a spus la un moment dat că Ceaușescu a devenit într-o chipare a propriilor sale visuri. Bineînțeles că Cioran n-a fost deloc, a respins total această idee. Spuneam că mă întorc la ideea comunistă. Este o altă idee importantă care apare în carte, referitoare la leninismul romantic. Nu aș vrea să intru foarte mult, pentru că e o teză ceva mai complicată. O să-l las pe Gelu Sabău să le explice mai bine ce înseamnă leninism romantic, pentru că sunt două lucruri care aparent se exclud. Dar, în orice caz, trebuie să ne imaginăm Ceaușescu ca fiind autoproclamat momentul de maximă înflorire a istoriei românilor, momentul de maximă împlinire a istoriei românilor, care a început odată cu revista și s-a terminat odată cu propaganda comunistă, evident. Început cu revista și s-a terminat cu Ceaușescu. Lucrarea chiar se încheie cu această, cum să spun, fentă de final referitoare la Ceaușescu ca fiind
sfârșitul acestui proiect național, sfârșitul acestui proiect național. Cartea așează ideile românești într-un context european. Știți, acum se discută foarte mult la școală, se face reforma educației și totul e trecut în context european. Uneori, nici mai menționăm că e vorba de autor român sau idei care au fost produse în spațiul românesc. Ei, Gelu Sabov chiar face asta. Arată că gânditorii români au acționat, au scris, au gândit întotdeauna într-un context european, chiar și în perioada comunistă, când se spune că eram foarte izolați, probabil că și eram de restul lumii. Deci este o lucrare care integrează aceste idei în cultura europeană și arată filiațiile europene ale romantismului românesc, ale leninismului românesc, și așa mai departe. O lucrare complexă, dar în același timp captivantă, pe care vă spuneam, nu o lași de mână, nu trebuie să fii neapărat specialist în filozofie românească ca să o poți să înțelege. Este suficient să fii român. Puțin cultivat, puțin cultivat ca să poți înțelege sensul acestei lucrări. Deocamdată eu m-aș opri aici. Mulțumim, Artur Suciu, pentru prezentare. Cred că este o prezentare incitantă și poate că ar trebui să începem și un dialog, pentru că cred că Gelu Sabo a fost provocat cumva de interpretările antecesorului, antevorbitorului, pardon, și poate că ar trebui să interveniți ca să puneți câteva elemente, să spunem așa, importante, mai mult. De ce ați vrut să scrieți această carte și care a fost ambiția ei inițială? Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu aici, la Bârlad, într-un astfel de loc frumos și primitor. Mulțumesc domnului Ivan care m-a invitat aici, mulțumesc doamnei director care este gazda noastră și vă mulțumesc pentru prezență. Da, legat de această carte, motivele pentru care am scris-o, legat de ceea ce spunea Artur Suciu, în primul rând, două chestiuni apropo de observațiile sale. Mi-am propus să fac o istorie a filozofiei românești sau să intru în polemică cu un anumit autor care, nu știu, susține că nu ar fi existat o istorie a filozofiei, mă rog, în termeni sistematici, ci doar anumiți autori care sunt mai mult sau mai puțin separați. Dacă poate să existe o astfel de lectură, atunci eu mă bucur cu atât mai mult pentru că mi se pare că, în general, o carte este cu atât mai bună cu cât are anumite sensuri pe care nu neapărat autorul le intenționează. În al doilea rând, acea ideea pe care a enunțat-o aici Artur și sigur despre care am mai discutat puțin, poate că o să dezvoltăm și aici puțin mai încolo, dacă este sau nu istoria unui eșec, ceea ce am prezentat aici din punctul meu de vedere, nu cred că putem să vorbim în acești termeni, ci este pur și simplu istoria unui parcurs, care sigur că din anumite motive, motive istorice, contextuale, nu a fost acel parcurs, așa noi azi în termeni canonici, nu pentru că azi, și sigur că fiecare epocă are anumiți termeni canonici, dacă de raportare la propriul trecut, de raportare la realitățile sociale, ori sigur că din acest punct de vedere, cum vedem noi azi lucrurile, nu? Uniunea Europeană, integrarea, toată povestea asta, că suntem sau nu suntem în stare să facem anumite lucruri, că există acest complex, nu? Național pe care de multe ori îl exibăm mai mult decât ar fi cazul, pentru că sigur dacă ne uităm la alții din jur, vedem că lucrurile sunt similare. Deci asta vreau să spun, că din acest punct de vedere n-aș spune că e istoria unui eșec, ci este istoria unui parcurs care ajunge într-un anumit punct
din anumite motive există evoluția respectivă, după care lucrurile, sigur, pentru că istoria lumii a evoluat de așa natură, iau o altă turnură. Dar asta spun, poate că vom discuta, să spunem, mai aplicat sau mai în detaliu, puțin mai puțin. Aș spune câteva lucruri despre carte. Ca să spun două, trei chestii despre ideile sale de bază și aș face acest lucru pornind de la titlu, încercând să explic titlul și de ce anume am dat acest titlu. Sigur, mi s-a mai spus că puteam să găsesc un domnul Cioroianu, de exemplu, la București, mi-a spus că puteam să găsesc un titlu comercial, că pot să pui un titlu așa mai de film de Hollywood și chiar dacă subiectul este cât se poate de serios, asta cumva are rolul să-i intrige și să atragă lumea, sau mi-au mai spus că este un titlu prea modest, că e încercare, că nu poți să zici că e doar o încercare. Eu am zis încercare pentru că nu am pretenția că e o interpretare unică și absolută asupra propriului trecut, că până la urmă despre asta e vorba, e raportarea la, să spunem, 150 de ani din propria noastră istorie. Este o încercare care își propune să explice într-un mod cât de cât coerent o anumită evoluție în contextul în care, sigur că noi am avut o istorie destul de bulversată, plină de rupturi, nu? Primul Război Mondial, apoi România Mare, perioada interbelică, venirea comunismului cu rupturile sale, după care iarăși ruptura din 1989, cade comunismul, ne integrăm de fapt, nu la modul propriu, ne reintegrăm în Europa, pentru că prima integrare e după perioada pașoptistă și sigur că nu în mod întâmplător, dacă citim presa și publicistica din epocă, o să vedem că termenele sunt cam aceleași. Tot ceea ce diferă sunt termenii concreți de discuție, pentru că evident realitățile și personajele erau alte. Dar altfel, temele și ideile sunt foarte similare și cred că nu în mod întâmplător, pentru că am spus, acum nu facem decât să ne reintegrăm sau să luăm într-un anume fel în spirală același circuit. Deci, această succesiune a epocilor, care în mod normal ele sunt văzute în ruptură și sigur că ruptura istorică a existat. Aceste rupturi au produs tragedii, nu? Cunoaștem și poate că dintre dumneavoastră aveți cunoscuți în familie, nu? Care au suferit din cauza acestor evenimente. Adică istoria s-a manifestat într-un mod cât se poate de concret. Eu am încercat să văd, să caut cumva anumite elemente de constanță și de continuitate în toată această bulversare istorică. Și în acest fel pot să justific titlul de la romantism, în sensul în care ce anume își propune să facă cartea, să ofere o interpretare a evoluției modernității românești, pornind de la anumite concepte care au fost discutate pentru prima oară și nu numai discutate, chiar definite, puse la lucru, în acest sens, în perioada romantică, mai precis în perioada primilor romantici germani, în perioada romantismului timpuriu german, cum sigur se spune în termeni, cum vorbesc, exegeții specialiști în termen de specialitate, care este perioada de imediat după Revoluția franceză. Și am arătat cum acești termeni, aceste concepte au fost preluate în spațiul cultural românesc prin intermediul autorilor de sfârșit de secol XIX, sigur, Eminescu este unul dintre ei, dar nu este singurul, Mihai Cogălnicianu, Titu Maiorescu, iarăși sunt nume importante, semnificative, și apoi, sigur, toată tradiția care se construiește pornind de la ei și cum anume, pornind de la acești termeni, avem un anume fel de a înțelege societatea, deci felul în care noi ne raportăm la societate și apoi o altă consecință, felul în care înțelegem să construim acea societate. Și este vorba, sigur, o să încerc foarte pe scurt să vorbesc despre, sunt trei concepte fundamentale cu
care operează, cu care lucrează cartea, am spus că toate aceste concepte provin din romantismul timpuriu. Ele au fost ulterior elaborate în idealismul german și apoi preluate în spațiul românesc. Este vorba, pe de o parte, despre ideea libertății pozitive prin opoziție cu libertatea negativă. Libertatea negativă este libertatea individuală, libertatea liberalilor, dar este un concept al libertății eminamente modern și inventat, teoretizat de liberalii europeni în secolul XIX. Benjamin Constant este unul dintre ei, am făcut referire și în carte, sau John Stuart Mill, iar în lucrarea sa despre libertate. Ori, din acest punct de vedere, libertății negative îi se opune libertatea pozitivă, care poate să fie înțeleasă ca libertate colectivă, pe de o parte, ca o formă de suveranitate, pe de altă parte, poate să fie înțeleasă ca libertatea unui individ de a își impune voința asupra celorlalți, asupra societății. Și sigur că, din acest punct de vedere, să spunem, regimurile dictatoriale sau autoritare pot fi foarte bine înțelese prin această prismă, pentru că un dictator, până la urmă, ce face? Unde propria lui voință, care ajunge să domnească asupra voințelor celorlalți, și ceilalți ce fac? Ei se integrează în voința conducătorului, pentru că altfel vor fi expuși sau vor avea de suferit. Sigur că aici, în mod normal, în orice societate, trebuie să existe un echilibru între cele două aspecte ale libertății, între libertatea pozitivă, libertatea negativă. Există o dimensiune a înrudirii între ele, dar poate să apară și o contradicție, exact în modul în care libertatea unui om foarte puternic ajunge să încalce libertățile individuale ale celorlalți. Discuția asta se purta, spre exemplu, în perioada lui Napoleon, când voința aproape tot puternică a lui Napoleon de a cuceri întreaga Europa îi înspăimânta pe toți și spuneam cum îl oprim pe nebun. Adică ce facem? Toate țările europene erau alertate din acest punct de vedere, pentru că Napoleon era un om puternic și voința lui devenise amenințătoare pentru ceilalți, nu doar indivizi, ci pentru celelalte state. Ori, din acest punct de vedere, am încercat să arăt, să demonstrez în carte că modernitatea noastră, sigur că se subscrie acestui concept al libertății pozitive, și că inclusiv în momentul în care vorbim despre liberalismul interbelic sau despre concepția liberalilor români, nu apare acea idee a libertății individuale, a libertății negative, care este specifică liberalismului. Adică, sigur, problema e în ce măsură putem noi să vorbim despre liberalism fără libertate individuală. Ori, acest concept nu apare la liberalii români și aici, sigur, am discutat despre doi autori reprezentativi din acest punct de vedere în carte, despre Eugen Lovinescu, nu, care face marea apologia liberalismului în cartea sa din 1925 despre civilizația română modernă, și pe de altă parte despre Zeletin, iarăși considerat un mare apologet al liberalismului, pe data asta din perspectivă socială și economică, mai mult socială. Deci asta ar fi una dintre idei. Apoi o altă idee, ideea societății ca organism, înțelegerea organicistă a societății, care, la fel, această idee apare în perioada romantică, la noi este pusă la lucru, o regăsim și la Covălnicianu, o regăsim și la Eminescu, o regăsim și la Titu Maiorescu, dar și la Titu Maiorescu, formele fără cont, până la urmă, nu pot fi înțelese dacă extragem această idee de organism. Ce anume înseamnă că societatea funcționează ca un organism? Păi ea este asemenea unei ființe vii, unei plante, a unui animal, și că are o evoluție care nu poate să fie în vreun anume fel bulversată sau tulburată. Sau dacă ea este tulburată, dacă este bulversată. Nu, o plantă, să spunem, nu poate să crească într-o lună cât ar trebui să crească într-un an. Trebuie să așteptăm anul respectiv ca să ajungă la un anumit nivel de maturitate. Bun. Exact asta este, apare retorica conservatorilor la sfârșit de secolul XIX, că ce s-a întâmplat? A venit Revoluția franceză, dar care până la urmă aduce epoca, creează epoca modernă, și ce a făcut? A bulversat societățile. Și pornind de la acea bulversare, toți cei care încearcă să implementeze acel model de modernizare, nu, care e pe baza
ideilor Revoluției franceze, ceea ce sigur la noi se întâmplă după pașoptiști și în perioadă, special după Cuza, pentru că Cuza pune cu oamenii pașoptiști, adică toți oamenii lui Cuza sunt revoluționari de la 1848, pune bazele statului român modern și apar conservatorii în frunte cu Maiorescu sau Eminescu și spun, sigur, dar asta a produs o serie de nenorociri în societate, formele fără fond. Nu? Eminescu dezvoltă această idee, sigur, intrând în mult mai multe aspecte concrete, economice sau sociale, decât o face Maiorescu și până la urmă, maladia de care suferim noi, de aici ni se trage, din faptul că am forțat lucrurile, am forțat evoluția lor, că societatea noastră trebuia să evolueze într-un anumit ritm, care iată a fost rupt, nu? Până la urmă a fost rupt de un personaj precum Cuza, care și el era un personaj autoritar. Aceasta ar fi cea de-a doua idee. Cam tot ce se gândește în perioada modernă, mă rog, nu tot, dar este în orice caz o idee predominantă în epoca modernă, inclusiv în perioada comunistă, regăsim această idee a societății ca un tot organic, ca un tot unitar, nu este societatea care este strâns unită în jurul partidului sau în jurul conducătorului, creând acel, exprimându-se prin acea voință de monolit, fără nicio fisură, fără nicio... Uniți în cugeți și în simțiri și așa mai departe. Bun. Ideea asta este într-un anumit fel relevantă din ce cauză? Pentru că azi noi nu ne mai raportăm la societate în acest termen. Azi vedem societatea ca un mecanism. Nu? Vorbim despre mecanisme instituționale, mecanisme legislative. Asta ce înseamnă? Că avem, nu scriem o lege care va produce anumite efecte. Ori, pentru gânditorii români, am spus, final de secol 19-20, în perioada interbelică, era, nu numai că nu se raportau la societate ca la un mecanism, dar era într-un anumit fel aberanță de societatea în acest fel, pentru că ei spuneau, o societate din cine e compusă? E compusă din indivizi. Indivizii ce sunt? Sunt oameni, sunt ființe vii. Cum să funcționeze oamenii ca niște mecanisme? Deci, pentru ei era aberant acest istoricismul, v-am spus, la final de secol XIX și în perioada interbelică, este văzut în mod aproape exclusiv, da, ca o evoluție spre statul național. Și cele două perspective ale istoricismului se vor întâlni în perioada național-comunistă, în perioada lui Ceaușescu, când aveam cele două tipuri de discursuri. Nu, pe de-o parte, Ceaușescu este evoluția statului național, unitar, independent, suveran și așa mai departe, încă de la ce să vedem? De la Decebal, nu? De la statul centralizat, da? Și pe de altă parte, cine pune acum în operă această evoluție? În mod evident, partidul și conducătorul mult iubit, nu? Ceaușescu. Și sigur că în felul acesta, în perioada lui Ceaușescu, s-a ajuns chiar la o falsificare a istoriei Partidului Comunist din perioada interbelică, pentru că Partidul Comunist în perioada interbelică, nu, când era în ilegalitate, era orice, dar numai Partid Naționalism, puteam să spunem că sau Partid Național. Și în felul acesta sunt, se întâlnesc, dacă vrem, da, se revarsă ca într-un fluviu, mai multe tradiții de gândire care își au originea în romantism sau la primii gânditori romantici. Cam asta am încercat cumva să fac în carte și ăsta este și modul în care aș putea să explic titlul sau de ce anume cartea se cheamă așa cum se cheamă, de la romantism la național-comunism. Da. Leninism romantic. Da, e un... Arthur insistă, e un concept mai... nu neapărat că este dificil, dar mă gândesc în ce măsură am putea să-l explicăm fără a intra în prea multe detalii tehnice. Cum am ajuns să scriu această carte? Sigur că erau preocupări din perioada studenției, când colegii mei care sunt aici alături suntem aproximativ din aceeași generație. Și știu foarte bine că atunci toți studenții eram
crescut cu acel mit al interbelicului, al perioadei interbelice, al intelectualilor din perioada interbelică, nume, sigur, care sunt foarte cunoscute azi, nici nu mai e nevoie să le menționăm. Și sigur că, încetul cu încetul, am început să citim din autorii respectivi, să discutăm, să interpretăm și așa mai departe și la un moment dat am ajuns să aflăm despre opțiunile lor politice, nu respectiv faptul că o mare parte dintre acești intelectuali renumiți și pe bună dreptate, sigur, adică au avut cariere și opere care merită toată aprecierea, dar în perioada respectivă, o bună parte au avut opțiuni politice care pentru noi azi, într-un anume fel, sunt inexplicabile. Nu se tot până la problema. Dom'le, cum am ajuns ăștia să fie ei cu legionarii care erau niște nebuni, niște teroriști, niște asasini și așa mai departe. Nu? Asta era problema. Și sigur că am început să discutăm, să dezbatem, să avem controverse pe astfel de teme. Bun, în perioada anilor 2000 încă nici nu prea puteai să spui explicit astfel de lucruri, pentru că existau reacții. Adică dacă spuneai că Naia Ionescu a fost legionar și Roma că a fost, el făcea propagandă deschisă, era finanțat din Germania și așa mai departe. Dacă stârneai reacții, adică la modul cum poți să vii să spui așa ceva? Deci, pe de-o parte, era problema asta care ne intriga. Pe de altă parte, sigur, toată problema comunismului legată și de discursul anticomunist de după 1989, în sensul în care aveam perioada intervenită, perioada de glorie și cam mai departe, au venit comuniști, au distrus tot ce, mă rog, sau într-un anumit fel, au distrus posibilul proiect, nu al unei României moderne și așa mai departe.